Accidentul a avut loc miercuri în localitatea brahoveană Bucov pe DJ-102E, drum care face legătura cu localitatea Plopu. Impactul dintre cele trei mașini a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă. Evenimentul s-a produs din cauza unui șofer care nu a acordat prioritatea de trecere unui autoturism care circula pe drumul cu prioritate. În urma impactului, două persoane au fost rănite și transportate la spital. De la mijloc e mașina care e din zona asta. Potrivit ISU Prahova, în urma impactului dintre trei mașini cu cinci ocupanți, două persoane au fost rănite și transportate la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean Ploiești. Este vorba despre o femeie de 41 de ani care a suferit traumatisme la cap și bazin, respectiv un bărbat de 43 de ani, diagnosticat cu un traumatism craniocerebral și altul toraco-abdominal. Polițiștii au deschis în cauză un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, pe numele șoferului vinovat de producerea acestui eveniment rutier.